Bună dimineața! Da, sunteți cam leșinați așa un pic, nu? Obosiți? Da? Hai să facem ceva, luați două pălmuțe și bateți-le tare, tare, dar nu acum, vă zic de ce le batem. Pentru că meritați aplauze. Eu la primul curs am fost adusă cu forța la un astfel de curs. I-am mulțumit după celui care m-a adus, pentru că la început, la vârsta voastră, nu-i vedeam relevanța acelui curs. E bine dacă ați fost impulsionați de cineva să ajungeți aici. Numele meu este Crina și pentru că mă iubiți, o să aplaudați tare, tare, tare! Haide! Și pentru că vă iubiți și pe voi și aveți grijă să evoluați, pentru că sunteți tineri și minunați așa cum sunteți. Dragii mei, în urmă cu 6 ani cream un program de educație financiară pentru copii și tineri. De ce? Pentru că am simțit că avem nevoie noi oamenii să facem educație financiară și să învățăm să avem o relație armonioasă cu banii noștri. Vă plac banii? Vă plac banii? Super, și mie. Știți de ce? Ca să vă întreb, că tot e cu întrebări aici. De ce oamenii nu fac, copiii nu fac educație financiară în școală? Nu dau niciun premiu? De ce nu facem educație financiară în școală, copii? Pentru că oamenii, cei care sunt în Ministerul Educației, consideră că banii nu... Nu avem nevoie noi oamenii să avem o relație sau să învățăm ceva anume despre ei, pentru că ei consideră că problema noastră a oamenilor este că nu avem suficienți bani, nici de cum că nu știm cum să-i gestionăm. De asta nu facem educație financiară în școală. Ei bine, știați că 97% din populația lumii câștigă și împart doar 3% din averea ei? Știați asta? Cine știa asta? Uite, un băiat care știa aici, din cât sunteți aici, 200-300, nu știu cât sunteți. Și 3% din populația lumii împart cele 97% procente din averea lumii. Cum e posibil așa ceva? Și v-ați întrebat vreodată ce anume fac anumiți oameni de câștigă 97% din banii lumii și alții se bat pe aia 3%? Ce fac oamenii diferit, copiii oare? Și pentru asta o să am nevoie de 2 tineri înalți, frumoși și minunați ca voi. Ia să vă, cine mă ajută? 2 băieți! Haideți, haideți, nu vă sfiiți, că am venit să învățăm astăzi, da? Hai, cine mă ajută? Unul aici și mai vreau pe cineva de acolo. A, super! Uite, tu stai în partea asta și tu în partea cealaltă. Și o să facem așa, ca un joc, da? Uite, agață tu de asta, de chestia asta de aici. Hai să vezi tu ce te pun eu să fac acum. Dar vreau microfonul un pic mai tare, că o să regușesc și nu vreau. Zise maestrul. Și chiar și așa nu merge. Nu se lipește. Ce am făcut aici? Poți să dai un pic mai în spate? Un pic, un pic, un pic. A, așa. Perfect. Am făcut un traseu. Cât se poate de simplu. Aici este zona în care ne naștem, punctul zero, când venim pe lume. Până la 3 ani stăm aproape de familie, de mama care ne iubește, care ne ține în brațele ei și stăm acasă, practic, cu părinții sau cu cine are grijă de noi. De la 3 la 7 ani, unde mergem? La grădiniță, 3, 6 ani, 7 ani, depinde, acum s-a mai schimbat. Mergem la grădiniță. Aici, la grădiniță, întâlnim tot felul de colegi, de doamne și tot în această perioadă noi auzim diverse lucruri despre bani. Auzim în familie, auzim, ce știu eu, la vecini, la prieteni. Hai să semnalăm aici între 0 și 3 ani că suntem bebeluși. Da? Între 3 și 7 ani, ce avem noi ca și copii? Zitare! Dorințe, copii. Mama, ia-mă ca de aia, ia-mă înghețată, ia-mă de aia, du-mă la mol, vreau aia, colegoare, eu nu am. Tot felul de dorințe. De la 7 până la 24 aproximativ, pentru că uneori poate fi mai mult, alteori mai puțin, depinde ce facultate alegeți să faceți,
Intrăm în școală primară, gimnazială, liceu și facultate. În perioada asta acumulăm foarte, foarte multe cunoștințe. De matematică, de română, mai spuneți voi. Fizică, altceva. Chimie, altceva. Informatică, altceva. Biologie, de toate, dar niciodată, la nicio oră, ore despre bani. Aici, în perioada asta, ghiciți ce? Vedem foarte multe lucruri de cumpărat. Un telefon frumos, o mașină, poate, o bicicletă, un skateboard, un gadget, un calculator, un laptop, orice. Și ce facem când le vedem? Le vrem, exact. E normal să le vrem? Normal că e normal să le vrem, pentru că avem două dorințe. Bravo, dragii mei, vă descurcați grozav. Dar dorințele astea sunt la unii mai multe și la alții mai puține. În perioada asta, de obicei, tinerii fac bani sau nu fac bani? Și, unii fac, alții nu fac, dar cei mai mulți sunt susținuți de cine? De părinți financiari, foarte bine. Ia uitați cum semnalăm noi aceste dorințe pe care le avem. Cu un mofturel, așa, da? Vrem de toate. Dacă puteți ține mai sus, e perfect. Dacă vă dor mâinile, nu-i nimic? Nu-i nimic? Ține de aici. Ține așa. E perfect. Întoarce invers. Am tras cam tare și s-a rupt. Nu-i nimic. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Deci am stabilit că aici mergem la școală, învățăm de toate și avem foarte multe dorințe, suntem susținuți de părinți și nu neapărat facem banii noștri. Între 24 și 65 de ani și mai nou sunt 70 de ani, pentru că pensia se tot mută până când probabil nu o să mai existe, facem ce? Bani, dragii mei, facem bani iar și iar și iar și iar. Unii mai puțini, alții mai mulți. Tot aici, ce facem? Ne căsătorim, facem, formăm o familie, zicem noi. Tot aici, ce facem? O casă, ne dorim o casă, pentru că toată lumea are și vrem și noi, evident, da? Ce mai facem? Copii, a zis cineva, da? Ce mai cumpărăm aici, copii? O mașină, evident, că ne trebuie. Ia uitați câte lucruri și cât anume muncim de la 24 până la 65 de ani, 97% din populația lumii face acest traseu de până aici. Dar după 65, respectiv 70, vine cine? Pensia, dragii mei, pentru cine mai apucă, vine și pensia. Am pus aici cu semnul întrebării că nu știm cât trăim. Unii trăiesc mai mult, alții mai mult, alții mai puțin, da? Ia uitați voi traseul vieții voastre. Ne naștem, stăm lângă mama sau tata o bună perioadă de vreme, după care intrăm într-un sistem numit școală, educație, unde ne tot educăm. Am văzut că sunteți atât de capabili și deștepți, știți toate răspunsurile la întrebări. Sincer, eu nu știam niciun sfert din astea. Așa că eu zic să vă aplaudați, că sunteți deștepți. După 24 de ani, intrăm în câmpul muncii și în câmpul muncii suntem dezamăgiți. Șeful nu e ok, banii pe care îi câștig nu sunt suficienți și începem să ne plângem, da? Cam mai apoi, după 65 de ani, după o viață în care am avut dorințe normale, da? Și necesități, o casă, o mașină, bani, să mergi într-o vacanță, să-i ofer copilului o viață bună, ajung la o pensie care e cât salariul din timpul de 24-65? Cum e pensia? Mai mică sau mai mare? Mai mică. Și atunci noi ce trebuie să facem cu stilul de trai când primim pensia? Să-l coborâm. Ei bine, regăsiți părinții voștri în sistemul ăsta? Cine regăsește părintele în sistemul ăsta? Mă nasc, mă educ, muncesc și apoi primesc și aștept o pensie. 97% din populația lumii face asta. Nu e greșit, dar pun pariu că voi, tineri așa minunați cum sunteți, v-ați dorit altceva. Vă uitați la oameni precum Bill Gates, precum Oprah Winfrey, precum Madonna poate, precum
spuneți voi. Zuckerberg, la cine vă mai uitați? Elon Musk, bravo! Și ce vă întrebați? Când vă uitați la ei, ce vă întrebați? Bine, o zi tare! Ce fac oamenii ăștia și nu reușim să facem noi? Ei bine, copii, aici este educația financiară. Oamenii ăștia fac lucrurile tamam pe dos. Nu fac ce fac cei 97%, de aceea și împart cea mai mare bogăție a lumii. Ei învață să se educe financiar. Și cum fac asta? Citesc cărți, merg la cursuri, nu-și pun limitări în cap, precum eu m-am născut într-o familie săracă și nu o să reușesc niciodată, mama nu mi-a dat bani, tata nu, exact cum zicea Tatiana mai devreme, ci pur și simplu se gândesc așa, ce anume aș putea să aduc valoros pe această lume, unic și special, prin care să ajut restul lumii și să vină bani din toată lumea la mine. Știți, banii mulți vin ca o consecință a faptului că voi ați creat ceva atât de valoros pentru restul lumii, încât oamenii aruncă efectiv cu banii în voi. Vreți Microsoft? Vă folosește? Super! Vreți inovație să mergeți pe Marte? Ați vrea, nu, să aveți acces acolo? Vreți, nu știu, proprietăți imobiliare multe? Vreți de toate, dar pentru asta trebuie să gândiți diferit. Și, într-adevăr, să munciți. Pentru că dacă o dăm tot așa, nu mi-a dat mama, nu m-am născut unde trebuie, nu e bine, nu e ok în România, nu prea o să aveți șanse să fiți în categoria celor 3% care câștigă 97% din bogăția lumii. Și concret, ce facem? Oamenii ăștia, am nevoie de 3 fete, uite astea de 3 ca să vină repede, pe aici. Să știți că dacă țip nu vă cert, așa vorbesc eu mai tare. Mă iertați? Nu prea ați fost convins, nu te iertăm, pleacă de aici. Învățăm citiți tare, ce scrie acolo? Oamenii cu adevărat bogați știu 3 lucruri, să știe să învețe să facă bani, da? Și aici nu mă refer doar dintr-un salariu, pentru că atunci când lucrezi pentru altcineva, nu prea ai șanse foarte, foarte mari să ajungi bogat. Să știi să-i păstrezi, pentru că o mare problemă a oamenilor nu este cum să-i facă, ci cum să-i facă să rămână la ei în buzunare ca să-i folosească. Și apoi să știi să-i înmulțești. Copii, așa cum învățați voi la școală matematică, română, geografie, istorie și alte lucruri, așa trebuie să învățați și despre bani. Cum să-i faci, e ca la matematică, ce trebuie să fac mai mulți bani. Cum să-i păstrezi, că este o știință exactă, și cum să-i înmulțești. Credeți că aveți instrumentele necesare pentru a învăța de pe internet, de la anumiți oameni, cum să faceți aceste lucruri? Credeți că v-ar ajuta internetul, Google-ul să faceți asta? Cu siguranță da. Și pentru că înainte era o domnișoară sau cineva care a spus, știi, n-am cum să-mi urmez visul pentru că nu am bani, vreți să vă spun cum am ajuns eu la liceu fără bani? Ați fi curioși? Când a venit timpul la 14 ani să intru la liceu, i-am spus tatălui meu, vreau să merg la liceu, eu născându-mă într-o familie cu 6 copii, undeva la țară. Și tatăl meu, eram al 3-lea copil, dar singurul și primul care a zis vreau să fac liceu după cele 8 clase. Și tata s-a uitat așa la mine, a zis, știi, nu prea cred că ai șanse, pentru că educația asta de la țara noastră nu prea se potrivește cu aia de la oraș. Și mai bine stai lângă tata aici, că ți-asigură tot ce ai nevoie. Nu mi-au dat bani de autobuz, nu pentru că îmi doreau răul, ci pentru că nu aveau încredere că un copil ca mine poate să se descurce într-o lume complet nouă la oraș. Așa că eu cu alți 2 prieteni, o verișoară, o prietenă de-a verișoarei mele, am uneltit seara cum să ajungem în Adjud. Satul unde locuiam eu era lângă Adjud. Și am zis, cum am putea să ajungem la Adjud, să dăm examenul de admitere, fără să plătim bani la autobuz? Și exista o singură variantă. Exista un râu care se numește Siret, care făcea legătura între satul meu, despărțea satul meu de Adjud.
Și în, pe râul ăsta exista o barcă, de fapt era o plută din trei lemne și o bară. Și un scripete într-o parte și un scripete de o parte a malului și noi ne-am urcat pe acea barcă gratis la ora 5 dimineața, în ziua admiterii, și am trecut pe cealaltă parte, pe partea Adjudului și am mers calea, am trecut calea ferată pe jos ca să ajungem să dăm admitere. La 7 eram în fața liceului, la 9 eram, ne picau ochii în gură de somn, că nu mai puteam nici să-i ținem deschiși. Și așa, fără bani, dar cu dorință și o pasiune nebună, am zis, ori fac asta, ori nu știu ce o să se întâmple, dar altceva nu mai vedeam decât cum vreau eu să ajung la liceu. Așa încât, dragilor, dacă aveți o dorință nebună să faceți ceva pe lumea asta, banii vor veni, situațiile pozitive care să vă ajute pe voi să evoluați, ghiciți ce, vor veni, pentru că universul ăsta e așa magic și când îți pui o dorință de aia de te doare aici la stomac și o simți că e dorință nebună, universul îți întoarce gândul cu răspuns. Adică, aha, uite, ăla acolo își dorește ceva, hai să-l ajutăm. Așa funcționează universul pentru noi oamenii. Sunteți de acord cu mine până aici? Ați avut vreodată o dorință arzătoare pe care să o îndepliniți doar pentru faptul că v-ați dori foarte mult? Cine a avut așa ceva? Ați avut, deci funcționează. Și vă mai spun ceva, nu știu cât timp mai am. Mai am timp? Unde e cronometru? 5 minute, scuze. Am creat acest, mulțumesc, aplauze pentru ei ca să nu le mai, ca să nu-i mai ținem. Am creat acest program prin care mă adresez copiilor de la 3 anișori până la 24, dar fac și cu oameni unul la unul pe care să-i învăț ce să facă cu banii lor. Cu 45 de lei, are cineva 45 de lei sau a avut cineva 45 de lei la el? Spuneți, ați avut sau nu? Cu siguranță da. Și m-am dus la Real, fostul Real, acum este Aușan, cred, în capă, spre metro. Am luat niște cutii ca astea. Uite așa. Niște cutii. Am scos niște imagini la un printer în oraș. Am luat 6 cutii de astea cu 6 imagini și am creat o primă lecție de educație financiară pentru copii în școală. M-am dus, am bătut la ușa unei școli și am spus, eu sunt Crina, am creat un program foarte frumos de educație financiară prin care să învăț copiii de unde vin banii și încotro se duc și cum anume să-i gestionăm eficient. Și doamna a zis, oh, ce fain, haideți, în ora de dirigenție facem educație financiară. Așa încât și percepeam o taxă de 5 lei pentru fiecare copil prezent în clasă. Așa am început eu această afacere, a mea, pasiune până la urmă, care durează de 6 ani. Așa că da, dacă ai o dorință și o pasiune nebună într-o direcție, n-ai nevoie de mulți bani și uneori nici chiar de bani ca să pornești. Trebuie doar un vis și universul îți aduce tot ce ai tu nevoie. Și acum, pentru că mai am foarte puțin, când am venit aici am crezut că o să fiți 100 și ceva de oameni cărora să le dau un astfel de plenăr, dar sunteți prea mulți și n-aș vrea să dezamăgesc pe nimeni, așa că nu mai dăm la nimeni. Este un plenăr de educație financiară. Când am început educația financiară, am făcut-o la 30 de ani, pentru că până atunci nimeni nu m-a învățat nimic despre bani. Și am luat 3 plicuri pe care am fost la cursuri, am citit cărți, a fost o nebunie întreagă în dezvoltarea mea. Am luat 3 plicuri pe care am scris economii, cheltuieli și donații. Așadar, dragii mei, pentru cei care cred că banii sunt doar pentru a fi cheltuiți, eu vă spulber acest mit și vă spun așa. Banii au 3 funcții. 1. Să fie economisiți și ca mai apoi să fie înmulțiți. 2. Să fie cheltuiți pentru că ăsta e rolul de a trăi și de a consuma. Și 3. De a fi donați pentru că atunci când dăm, primim înzecit înapoi. Și am luat aceste 3 plicuri și am împărțit câte 50 de bani în fiecare plic. Ce s-a întâmplat mai apoi a fost ca peste ani și ani de zile să se strângă 10.000 de euro în acest plic. Tot ce se strângea aici, înmulțeam. Și o să, la altă curs, o să vă învăț cum. Tot ce se strângea aici, cheltuiam pentru stilul meu de trai și tot ce se strângea aici, donam.
Fetele mele, am două fetițe, una de 9, una de 7, au acest planner și fac cu ele educație financiară de la 3 ani. Credeți că e greu să învăț să pună banii diferit? Nu. Credeți că ați putea face și voi acasă cu 3 plicuri? Cu siguranță da. Dacă vreți să aveți viață diferită și să înțelegeți lucrurile diferit față de cei 97%, e bine să faceți lucrurile diferit. Și mitul conform căruia oamenii care fac mai mulți bani o duc cel mai bine, o să vi-l spulber eu. Știți de ce? Nu e întotdeauna așa. Michael Jackson, îl știți pe Michael Jackson? Super. Era bogat? Nu. A murit cu o datorie de 500 de milioane de dolari. Și ați spune, cum? Michael Jackson, dar atâta faimă și atâtea lucruri frumoase. A murit cu o datorie de 500 de milioane de dolari. Și nu numai asta, uitați-vă pe Google și vedeți care câștigători la loto au mai rămas cu averea câștigată în timp. După 2-3 ani, statistica spune că cei mai mulți au pierdut toți banii, dar nu numai că i-au pierdut, ci au rămas mai rău decât înainte să câștige marele premiu. Deci, oameni buni, banii uneori te ajută, dar alteori te pot distruge dacă nu ai ce? Înțelepciunea necesară să știi să lucrezi cu ei. Ați înțeles, dragii mei? Super, luați două palme și aplaudați-vă tare, 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 tare!